Ne așteaptă o deplasare dificilă, nu neapărat din cauza distanței. Faptul că întâlnim o echipă rănită în orgoliu, după părerea mea, după ultimele două rezultate pe care ei le-au avut, rezultate negative, este clar că ne așteaptă un joc greu. Întâlnim o echipă, Universitatea Craiova, care au o exprimare foarte bună, chiar dacă rezultatele din ultimele două meciuri nu au fost cele pe care ei și le-au dorit, au un component al lotului jucători valoroși, jucători foarte buni, așa că este clar că jocul va fi foarte greu pentru noi. De partea noastră venim, exact cum ai spus, venim după această întrerupere care a fost foarte binevenită pentru noi. Am avut timpul necesar la dispoziție să pregătim acest joc. Tot lotul este valid. Mergem la Craiova să încercăm să ne păstrăm această invincibilitate. Suntem singura echipă din campionat care nu am pierdut până în momentul de față. Suntem motivați, vrem să venim cu punct sau cu puncte de la Craiova. Suntem într-o formă bună, avem un moral bun. Important este să știm să gestionăm fiecare moment al jocului, pentru că vor fi momente grele, exact cum am spus mai devreme. Ne dorim foarte mult să venim cu un rezultat pozitiv de la Craiova și am încredere în jucătorii mei că putem să facem un joc bun la Craiova. Da, jucătorii au venit mult mai bine din punct de vedere psihic, pentru că încă o dată am jucat 13 meciuri într-o perioadă scurtă. A fost o încărcătură mentală și, bineînțeles, și o încărcătură fizică. Le-am dat jucătorilor câteva zile de pauză și au venit foarte bine după această pauză. Au venit descătușați, au venit cu poftă de antrenament și, bineînțeles, au venit cu această poftă de a face rezultate pozitive în continuare. În ultimele săptămâni au venit și doi jucători. Noi, cum simțiți, s-au integrat în grup? Da, s-au integrat foarte rapid. La Ștefan nu era o problemă, pentru că, practic, pentru el era o readaptare. El era obișnuit cu ceea ce înseamnă șep și oișca, știa foarte bine, a petrecut o perioadă lungă aici. Este într-adevăr un jucător care mie îmi place foarte mult, un jucător care, chiar dacă nu are ritmul necesar de joc, pentru că a stat foarte mult, de fapt s-a antrenat, dar n-a jucat, este un jucător care are o capacitate foarte bună de efort. Îl luăm în calcul și pe el pentru jocul de la Craiova. La Acoș, el a avut o perioadă mai lungă de acomodare, pentru că a venit înaintea lui Ștefan. Deja s-a acomodat cu jucătorii, s-a acomodat cu echipa, deci și el va face parte din lotul pentru jocul de la Craiova. Da, este într-adevăr un program încărcat pentru noi, pentru că vom juca la Craiova, după care vom juca acasă cu FCSB-ul, urmând să avem 4 deplasări consecutive la Sibiu, la Cluj, la Faru, dar o luăm pas cu pas. Încă o dată, echipa este ok în momentul de față, am avut această pauză care ne-a prins foarte bine. O să luăm pas cu pas. Primul lucru care trebuie să-l facem acum, să ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus la meciul cu Universitatea Craiova, acela de a obține un rezultat pozitiv, după care vom vedea.